Membrii bisericii primesc binecuvântarea ca să o dea mai departe. În Matei, capitolul 5, cu versetul 13, găsim scris: voi sunteți sarea pământului. Biserica lui Hristos trebuie să fie o binecuvântare, iar membrii ei vor fi binecuvântați după cum ei îi binecuvintează pe alții. Scopul pentru care Dumnezeu a ales un popor din mijlocul lumii a fost nu numai acela de a-i adopta ca fii și fiice ale sale, ci și ca prin ei să ofere lumii beneficiile iluminării divine. Domnul l-a ales pe Avram nu numai ca el să fie prietenul special al său, ci și ca să fie un mijloc prin care privilegiile prețioase și deosebite să ajungă la neamuri. El trebuia să fie o lumină în mijlocul întunericului moral din societatea în care trăia. Dumnezeu îi binecuvântează pe copiii săi cu lumină și adevăr, nu numai pentru ca ei să se bucure de darul vieții veșnice, ci și pentru ca cei din jurul lor să fie luminați din punct de vedere spiritual. Voi sunteți sarea pământului. Dumnezeu îi face pe copiii săi ca sarea nu numai pentru conservarea lor, ci și pentru a fi agenți de conservare ai celorlalți. Religia lui Hristos nu este o religie a egoismului. Ea nu trebuie păstrată sub cheie și lacăt, ci trebuie să fie o influență răspândită de fiecare creștin autentic spre iluminarea celor care stau în întuneric. De aceea, fiecare suflet care intră în contact cu un creștin adevărat va deveni mai bun. Trebuie să fim purtătorii de lumină ai lui Dumnezeu, să reflectăm neîncetat razele cerului. Numai prin meritele lui Hristos ne sunt oferite toate binecuvântările spirituale și vremelnice de care ne bucurăm. Mântuirea lui Hristos ne-a fost pusă la dispoziție ca să o primim prin credință, ca să țesem în caracterul nostru dragostea lui Hristos și să o aplicăm în viață, ca să fim o binecuvântare pentru tot neamul omenesc. Însă niciunul dintre noi nu poate răspândi lumina asupra altora dacă mai întâi nu a adunat el însuși rasele luminii divine din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să purtăm amprenta caracterului lui Hristos, altfel nu îl putem reprezenta cu adevărat. Nu putem face nimic fără ajutorul Domnului. Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne sprijine eforturile și dacă binecuvântarea lui Dumnezeu ne însoțește, vom fi canale de lumină. Domnul este dornic să ne ofere tuturor acea experiență care, odată fructificată, ne va ridica din văile adânci ale pământului la o relație strânsă cu Dumnezeu cerească, în care fiecare urmă de egoism va fi desrădăcinată din firea noastră. Străluciți voi ca niște pietre vii în clădirea lui Dumnezeu. Nu avem religia adevărată dacă ea nu are asupra noastră influență constrângătoare în orice activitate. Ar trebui să avem o evlavie practică pe care să o împletim cu lucrarea vieții noastre. Ar trebui să avem în inimă harul transformator al lui Hristos. O, Părinte Ceresc, te rog, transformă viața mea, ca apoi să pot răspândi cuvântul Tău. Fă-mă o piatră prețioasă în clădirea Ta, ca apoi să pot lumina. Fii slăvit și lăudat pentru tot ce vei face minunat și astăzi în viața mea. Amin.